Salutare tuturor, sunt Radu Pandrea alături de Adi Ciotlăuș, în stupina lui din apropierea Clujului. Astăzi vorbim... Cum? Mulțumesc! Da, astăzi vorbim despre un subiect foarte interesant, despre care au vorbit atât apicultorii nemți, cât apicultorii, cât și apicultorii ruși, cât și apicultori din România. Vorbim despre un experiment pe care l-a făcut Adi în acest an și care i-a ieșit? Ți-a ieșit cu bine? Extraordinar de bine. A ieșit foarte bine. Haideți să vedem despre ce e vorba în detaliu, să vedem ce beneficii ne dă acest sistem de apicultură. Haideți împreună să vedem cum lucrează Adi. În primul rând, vă recomand, înainte să vă aruncați în experimente, să le studiați în amănunt. Dacă nu s-a auzit, că am vorbit eu mai tare, să le studiem în amănunt, deci să vedem dacă se pretează la fiecare în stupină. Și mai mult să le studiem în amănunt. Deci să vedem toți factorii care ne pot influența. Hai să vedem! Radule, am pus la a treia magazie, fiindcă magazia 1 și 2 sunt deja pline. Pline cu ce? Cum iară? Foarte tare. Și ca să dau spațiu albinei, care eclozionează, plus culesului următor, mereu le dau puține probiotice, preferatele mele cu zeolit, ca să le liniștesc. Te văd că te chinui un pic cu magazia aia. Da, e plină ochi. Încă nu e căpăcită. Asta e cea de jos. Albina instinctual duce mai mult sus. Știi? Magazia de jos e mereu un pic mai puțin plină, dar... Aceea ai intercalat-o, presupun că. Nu am intercalat-o, mereu suprapun. Deoarece albina duce instinctual mierea sus, mereu suprapui. Nu pui de desut, o dai peste cap. Așa. Te liniștim un pic. Asta-i cuibul. Deci înțeleg că ești pe un cuib mai restrâns. De ce faci chestia asta? De ce faci treaba asta? Ca cuibul să fie păstrat, temperatura foarte bine controlată. Dacă puietul e păstrat pe o temperatură controlată, se dezvoltă mai repede. Are și o inteligență mai ridicată față de puietul care e crescut la temperaturi mai joase. Câștigi aproximativ o zi la eclozionare. Și asta e modul prin care albina devine mai multă în stup. Da? Deci un cuib restrâns, iar pe acele rame, 6 plus rama clăditoare din câte observ, puietul se dezvoltă... Am doar puiet. Uh-huh. Pot să fumezi din capăt până în capăt, am strict puiet. Poate sunt mici insulițe de păstură, miere, dar mierea este în magazin. Uh-huh. Aici trebuie să fii extrem de atent când faci extracție, să nu le lasă să fumeteze. Ultima magazie le-o lași lor ca să aibă... Uite. Ca să fie de rezervă. Bă, totuși colțurile, da. Pe colțuri are puțină. Mm-hmm.
Și ce eclozionează? Marca un zăpovă. Este foarte important ca să aibă loc de oar. Da? De aceea ai 6 rame și eventual o ramă de creștere de pentru plantor. Și câștigul major este la timpul petrecut pe stup. Cuibul e extrem de aerisit pentru apicultor. Partea de control, matcă, control, boci, dacă este cazul. Deci nu controlăm 10 rame, controlăm doar... Controlez strict 6 rame. Și odată ce ai trecut prin acest tub de 3 ori și n-ai mai găsit botcă, Nici nu te mai ocup de? De căutarea bocilor de control roire. Uh-huh. Cu supul ăla ai terminat. Acolo ai doar de recoltat și de eventualele, dacă faci tratamente, observi ce fac între ramenul meu, dozez puțin probiotic. Cu pulbere de zeolit, pur și 3 linguri de zeolit, o linguriță de zeolit. În prim curent. Da. Spune-ne, te rog, încă o dată beneficiile, să le enumerăm încă o dată beneficiile acestui tip de apicultură, care, apropo, are și un nume? Are un nume, practic este apicultura cu în pulbre strâns. De unde ai aflat tu de această tehnică? Din literatura germană, o citesc. Și acolo am aflat-o, m-am informat. Deci de la nemți. De la nemți. Am auzit și rușii vorbeau de ea. Da. L-am auzit pe un apicultor român, cercetător, doctor, Zăgan, parcă se numește, nu vreau să greșesc, chiar mi-a cadorisit o carte, vorbea despre acest tip de apicultură. Deci spuneai, avem miere mai multă, da? Miere mai multă. De ce? În principiu, deoarece toată mierea din cuib este introdusă în magazie și ai controlul mierii din cuib. 2. Mierea este mai curată. De ce? Nu mai ai miere din cuib, fiindcă mulți apicultori, foarte mulți, sunt tentați să stoarcă și din cuib. Măcar o ramă. Și eu trebuie să recunosc, 2-3 rame le ridic din cuib. Eu n-am ridicat niciodată din cuib, dar acum sunt câștigat fiindcă nu mai am ce ridica din cuib. Albina, în cazul unui cules foarte intens, nu e tentată să blocheze acele rame? Găsești celule cu miere, dar mierea, instinctual, cum am zis, este transportată sus, la etaj. Deci dacă trebuie să fii atent, să ai o matcă tânără, potentă, care să își controleze albina. Plus spațiu suficient în magazie. Spațiu în magazie, am înțeles. Bun. Miere mai multă, miere mai curată. Un punct foarte important. Albina mai inteligentă. O albină trebuie să analizezi și tu și să verifici informația. Crescută, eclozată la temperaturi puțin mai înalte, poate prelua, predă informația mai ușor decât o albină care a eclozat la temperaturi mai joase. Interesant. Temperaturi mai joase. Eclozează mai repede, automat, prin cele 6 rame, produc mai multă albină. Da. Avem mai multă albină. Alt beneficiu avem, mai puține rame de verificat. Da, practic. Dacă ai stup de 10 rame, tu lucrezi doar pe 6. 40% din timp ai câștigat. Da. E enorm. Sigur că da. E enorm. Pentru cineva care are 200 de stupi. Este un câștig care nu... Efectiv nu are... Da, nu are comparație. Deci timpul este resursa cea mai de preț pe care o are omul. Da. Timpul pe care îl câștigi e bestia.
Așa. Pui gratia Hahnemann și le lași fete să lucreze, să producă. Atenție, cei care sunteți cu 12 rame și puteți inversa magazia în pat calb, atunci albina va umple fiecare ramă într-un mod simetric. Într-un mod simetric, da. de la partea din spate înspre față. Partea din spate spre față și stânga-dreapta, uh-huh, în pat calb. Da? Uh-huh. Am stupii de 10 ani, așa am început. Nu i-am modificat, îi las în pat trece, dar sunt în poziția ramelor, care sunt deja bine, s-au întors magazin odată. S-au fi în poziția ramelor ca să le umplu totuși. Da. Așa, asta este locul suplimentar unde se retrage albina. Da, noi spunem corpul de refugiu. Corpul uneori de nici măcar nu e plin cu rame la noi, corpul de refugiu. Plus fetele, ele, ai văzut, sunt aici pe 6 rame plus una de creștere. Zona aceasta o folosesc în momentul în care se retrag seara. Stau cu plăcere acolo adunate una peste alta. Deci în zona în care nu sunt rame. În zona în care nu sunt rame. Plus acolo am spațiu de lucru. Pot să-mi le așez ramele fără să le scot din stuc, fără să le infestez, să-mi cadă pe jos și altă problemă, uh-huh, de genul care apar. Bine! Asta a fost, îi mulțumim la Adi pentru experiența împărtășită. Am mai auzit despre acest tip de a practica apicultura pe cuiburi restrânse. Cum vă spuneam, am auzit la ucraineni, la ruși în general. Uite, Adi ne spune că și nemții practică acest stil. Domnul Zăgan, sper să nu greșesc, dacă greșesc, corectăm pe bustieră. Ne vorbea și el în cartea dânsului despre acest tip de apicultură. Merită încercat și văzut dacă se pretează la fiecare înstupină și dacă se pretează, da, de ce nu? Pentru că ne economisește în primul rând timp, ceea ce este extraordinar de benefic pentru fiecare apicultor în parte, indiferent dacă e profesionist, adică își face veniturile doar din apicultură sau are altă meserie și apicultura e doar o pasiune, doar un hobby. Asta a fost, vă mulțumesc că ne-ați urmărit, ținem aproape, ne vedem data viitoare. Cele bune! Salutare!